Un tânăr din Buzău o acuză pe Anca Șerbănoiu de faptul că nu a luat în serios sesizările cu privire la starea soției sale, însărcinată în 8 luni, și din acest motiv i-a murit bebelușul. Astăzi, medicul Anca Șerbănoiu a organizat împreună cu conducerea spitalului o conferință de presă prin care le-a explicat jurnaliștilor ce măsuri a luat în privința tinerei femei. Am atras atenția asupra acestei circulare, am și scris. Fătul prezenta greutatea chiar poate mai mult decât trebuia la 34 de săptămâni cu câteva sute de grame, deci nu mi-a atras atenția nimic asupra unei suferințe fetale cronice, o întârziere de creștere, o absență sau diminuare a lichidului amniotic, o alterare a bătăilor fetale, absolut nimic nu mi-a atras atenția, drept pentru care am rechemat-o la control dacă dorea să vină, să ținem legătura, la aproximativ 2-3 săptămâni. A doua zi, joi, pe data de 15 februarie, s-a prezentat la maternitate, anunțându-mă asistenta că trebuie să o văd, că îi se pare că nu mai mișcă cum mișca. Am coborât imediat, am revăzut-o ecografic, bătăile erau bătăile cardiace fetale, la fel, 150-160 de bătăi pe minut, ceea ce este perfect ok. Ne-am uitat amândouă, i-am spus, doamna Șerban, bătăile sunt ok, uitați și mișcă, a mișcat sub sonda mea ecografică, dar pentru supravegherea dumneavoastră, pentru a vedea dacă este vreo problemă, rămâneți în spital pentru a fi monitorizată. Nimic din ce v-am spus nu forța vreo cezariană la momentul respectiv. Era o sarcină cu un făt prematur, 34 de săptămâni implică postpartum niște complicații, chiar cu o detresă respiratorie, posibil moarte fetală postpartum. Nu poți să te arunci să scoți un copil când nu ai niște argumente. Mai mult decât atât, medicul a spus că nu are ce să își reproșeze pentru că a făcut tot ce se putea face. Probabil că acest nod adevărat de cordon a făcut ca acest accident să fie supraacut. Nimeni nu putea să prevadă ce se va întâmpla. Pacienta a spus că a simțit mișcări până în jur de 11:30. Am înțeles, copilul ei a mișcat. La ora 3, când au mers doamnele asistente să facă monitorizarea, copilul nu mai prezenta bătăi cardiace fetale. Doamne, te vă reproșați ceva? Nu, conduita mea a fost absolut corectă. Nu știu dacă cineva ar fi făcut altceva în loc decât am făcut eu. Deci conduita mea a fost medicală. Medicul ginecolog Dorin Neacșu, cel care a făcut operația de extragere a bebelușului decedat, le-a explicat jurnaliștilor felul în care acesta a fost găsit. Mai mult decât atât, el a afirmat că este primul caz de acest fel întâlnit în toată cariera sa. Și este perfect adevărat. Deci mă așteptam la momentul când l-am scos din uter și am văzut prima dată cele două circulare strânse cervicale cu nod. După aceea, pe măsură ce l-am extras, am văzut și circularea neșarfă, care pot spune că este chiar mai periculoasă decât circularele cervicale, dar nu este decelabilă la ecograf. Ca după aceea, pe măsură ce l-am scos, să vedem și în jurul abdomenului încă două circulare. Deci este practic, eu personal n-am văzut așa ceva. Cred că puțin dintre colegii mei au mai avut un asemenea caz. Între timp au venit și rezultatele necropsiei bebelușului, iar potrivit acestora, fătul ar fi murit din cauza unor noduri formate pe cordonul ombilical foarte lung. Aveți rezultatele necropsiei? Da, avem rezultatele necropsiei. Hemoragie cerebrală datorată unei strangulări cu dublă circulară de cordon pe un cordon ombilical lung de 95 de centimetri, normal fiind undeva la 50 de centimetri. Tatăl bebelușului le-a declarat jurnaliștilor că a făcut plângere penală pe numele doctoriței și urmează să-i facă plângere și la Colegiul Medicilor.